Un incendiu puternic a izbucnit miercuri 21 octombrie la o casă de locuit din comuna Râșca. Flăcările au izbucnit de la tabloul electric al casei din cauza unei scânteie electrice produse de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător. La fața locului au intervenit militarii detașamentului de pompieri fălticeni împreună cu lucrătorii serviciului voluntar pentru situații de urgență Râșca cu 3 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea incendiului. Locuința arsă în totalitate cu bunurile din interior, obiecte de mobilier, materiale textile, aparate electronice și electrocasnice și altele. Nimeni nu a fost rănit, iar datorită faptului că locuința era izolată, nu au fost afectate case sau anexe gospodărești din vecinătate.